Suntem pe valul lui Traian de Sus, la hotarul dintre satele Ecaterinovca și Valea Perjei, într-un sector unde valul lui Traian este relativ bine păstrat. Acest monument istoric-arheologic se întinde de la Nistru, din zona satului Copanca, și până la Aleova, pe Prut. Are o lungime de peste 120 de km și aici noi facem această cercetare arheologică preventivă, căci suntem pe traseul liniei aeriene electrice Vulcănești-Chișinău, care urmează să fie construit în viitor apropiat. Și în acest sector am făcut o secțiune și avem clar acolo vizibil șanțul, umplutura șanțului în partea lui superioare pământ negru, spre fund avem un pământ amestecat cu lut și aici noi suntem de fapt pe valul propriu zis. S-a păstrat în esență, judecând după solul din partea lui superioară, pe o înălțime de circa un metru, să-i spunem. Și pământul din val provine practic din acel șanț care are o adâncime de la nivelul actual de călcare de circa 2,50 m. E într-o formă de trapez în profil, dacă ne uităm. La fund are o lățime de 2,20 m și în partea de sus peste 3,30 m. Între val și șanț ar exista o platformă, bermă, îi se spune, cu o lungime de aproape 4 metri sau 3 metri și jumătate. Deci nu s-a săpat șanțul și imediat s-a construit valul, s-a ridicat valul, ci a existat o porțiune plană și aici valul probabil a avut sigur o altă formă și să nu fi fost amenajat ca un zid. Deși urme de la construcții de lemn, așa, nu am sezizat nici aici, în alte părți. A fost un efort colosal depus de cei care au ridicat acest impunător monument astăzi, căci constatăm noi cu instrumentele de astăzi în acest sol care e plutos și foarte greu de săpat, o mică porțiune de 2 metri lățime și acolo o adâncime de aproape, haideți, 3 metri s-a ajuns acolo, cât efort se depune astăzi și imaginați-vă pe o lungime de 120 de km ce organizare a trebuit, ce mobilizare de oameni, așa, și sigur a durat această lucrare impunătoare, nu știm cât, mai exact, noi nu știm nici exact când a fost construit acest. Contează că a ajuns până la noi. A ajuns până la noi, îl vedem bine aici, șanțul bine păstrat, domnul Ropașcu, și șanțul și valul aici, avem această proeminență în această zonă. Dacă mergem